HCM și CSM Ploiești au deschis etapa a 24-a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Debutul meciului a aparținut echipei oaspete, care după primele 5 minute de joc s-a desprins la 2 goluri, scor 1-3. HCM a egalat repede, iar după doar 3 minute a preluat pentru prima oară conducerea. Pe durata primei părți, echipa antrenată de Aurelian Roșca s-a desprins până la 5 goluri, iar la pauză a intrat cu scorul de 19-16. Cu toate că s-a confruntat cu mai multe absențe de lot, HCM Baia Mare a dominat în totalitate partea a doua a jocului, pe durata căreia a reușit să se desprindă la 8 goluri. În minutul 54, băimărencele conduceau cu 34-26, cea mai mare diferență de scor a meciului. Echipa din Ploiești a mai recuperat din handicap, iar partida s-a încheiat cu scorul de 36-31. Cele mai bune marcatoare din tabăra băimăreană au fost lui Abing și Alexandra Donascimento, cu câte 9 goluri marcate. De asemenea, în partida cu Ploiești, Abing a marcat golul cu numărul 100 din Liga Națională. Yeah, of course you can see some difficulties and a little less players, but I think in the end we had a great spirit today and I think from the beginning maybe we had a little bit problems, but in the end it was a good game for us with an easy win and a lot of goals. Today it was hot in the hall, so everyone is a little bit tired, but I think in the end we can be satisfied with this result. Din echipa băimăreană au lipsit câteva jucătoare de bază. Este vorba despre Alison Pino, Melinda Geiger, Paula Ungureanu, Gabriela Suici, Ana Maria Tănăsie și Adriana Nechita. Felicit jucătoarele pentru modul cum au luptat, chiar dacă am fost în efectiv mai redus. Fiecare jucătoare care a intrat în teren și a adus aportul la victoria de astăzi și mă bucur și le felicit pentru această victorie. O echipă a Ploieștiului care este o echipă bună. Pentru HCM Baia Mare urmează returul cu Budugnost din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Partida va avea loc duminică cu începere de la ora 19. În meciul tur din Baia Mare, formația muntenegreană s-a impus cu 29-24.